stânga. Hai să mergem un pic și spre Cașe, nu? Ca să vadă telespectatorii noștri și traseul care duce la Cașin. Aici e locul unde mai stau pasagere la ocazie, sigur, noi nu luăm la ocazie. Vom merge până ieșim din Onești, ca să vedeți și traseul spre Cașin. Cei care vin în Onești pentru prima oară, probabil dacă vor viziona acest ghid, ori nu vor înțelege nimic, ori vor aprecia efortul nostru de a vă prezenta imagini. Foarte multe vile, în general aici oameni gospodari care și-au făcut vile după 1989, alții chiar mai recent. Vom merge până când vom vedea semnul de ieșire din Onești. O fi vreo unul, Adrian? Ar trebui să fie, da? O excursie împreună cu noi, echipa de la Exclusiv TV și-a propus să facă acest lucru în fiecare anotimp. În acest moment este turul de vară al televiziunii noastre prin Onești. Turul care cred că e foarte frumos, cred că și primăvara, la anul o să facem de acum acest tur. Vom încerca să facem și la iarnă un tur. Sper că nu vom rămâne înzăpeziți undeva în zona combinatului. Ca de obicei, eu sunt politicos, îi las pe cei care vor să depășească. Eu cred că se confundă cu Cașin. Oricum, la intrarea în mănăstirea Cașin nu ne întoarcem dacă nu găsim niciun. La izvor. La izvor? La izvor ne întoarcem. Da, da. Cine își mai aduce aminte de izvor? Am certat eu câțiva aici persoane care spălau mașinile la izvor, ceea ce este total incorrect. Oare mai găsim pe cineva la izvor acum care spală mașina sau și ia apă de aici? Am semnalizat deja, aceasta este zona, uite, se vede și ieșirea de la izvor. Ieșirea din Onești, da. Aici se bea apă. Ia să vedem, vom merge pe lângă. Aici o să întoarcem. Ați văzut semnul de ieșire din Onești. Ne asigurăm temeinic. Așadar, ați văzut chiar aici la izvor ne-am întors. Ne îndreptăm din nou. Suntem pe teritoriul Oneștiului. Continuare. Iată, teren aici de cumpărat. Care vrea să-și facă o vilă, e indicat să cumpere, dar cred că totuși prețurile sunt destul de mari aici, în zona asta. Dar poate o mai fi. Eu aș fi cumpărat acolo unde sunt doi cireși. Am văzut doi copaci acolo, chiar în mijlocul tarlalei. În față se vede Perchiu. Deci puteți vedea cu asta ne mai mândrim noi, cu un deal. Avem un deal. E și o cruce mare care se vede noaptea acolo, pusă de domnul Lemaru când era primar. În mandatul lui, acum nu se vede că e zi, dar Percheul s-a văzut din față. Vom ajunge din nou la sensul giratoriu de la Peco din spre Brașov și o vom lua pe variantă. Varianta se cheamă Libertății, din câte știu eu. O să ne cerem scuze anticipat pentru cei care nu am fost și pe strada lor, dar poate pe viitor vom intra un pic și vom mătura toate străzile astea ca să vadă lumea, să-și vadă și strada mea, nu? Sau cum? A venit Eugen pe strada mea și cu Adrian. Ok.
Am lăsat geamurile deschise, toate patru geamurile la mașină, ca să nu ne încălzim foarte tare aici. Ne apropiem deja din nou de locul, de la sensul giratorul de la care am plecat spre mănăstirea Cașin. Cei din București așa spun, Cașin? Și acum, așa cum vedeți în semnul de circulație care urmează, la dreapta, în loc cum ar veni, pe variantă. Dacă am fi mers înainte și un pic la dreapta, ne-am fi întors pe bulevardul Oitus.